Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiru, iar aceasta este o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitatul meu din această seară este domnul președinte Costel Fota, președintele Consiliului Județean Galați și președintele executiv al Partidului Social Democrat Galați. Bine ați revenit alături de noi, domnule. Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Și ați revenit într-o perioadă absolut fierbinte, la modul cât se poate de concret. Dumneavoastră, fiind un om al județului, îl cunoașteți mai bine decât pe propriul buzunar și puteți să ne spuneți, este Galațiul un județ calamitat de secetă? Da, în momentul de față, da. Cel puțin pe culturile de toamnă, porumb, este într-adevăr calamitat și ar trebui și colegii mei parlamentari și toată lumea să ne concentrăm, să cerem guvernului ca Galațiu să fie declarat județ calamitat. N-ar trebui să mai ajungem în situația asta. În primul rând, din păcate, și îi spun aici, din păcate, dacă am fi avut niște oameni responsabili când au făcut Programul Național de Redresare și Reziliență PNRR-ul, acum vreun 2 ani de zile, când cei de la USR se băteau cu pumnul în piept și colegii noștri de guvernare că au făcut PNRR-ul și l-au făcut strong, uitați-vă că s-a demonstrat că nu au gândit pentru oameni, pentru că la agricultură au pus 0 lei, 0 lei pe ceea ce înseamnă agricultură. Iar agricultura este unul dintre cei mai importanți vectori sau cele mai importante motoare de creștere economică a României. Sperăm să reușească ceva actualul guvern și să reușim să modificăm ceva în PNRR pentru a aloca bani și pentru agricultură, pentru că e nevoie de bani în agricultură. Mă bucur că pe data de 29 mai, mai exact anul ăsta 2022, în CTE-ul Ministerului Agriculturii s-a aprobat un proiect de aproape 100 de milioane de euro care privește aproximativ 30.000 de hectare, adică e vorba de Ivești, Liești, Drăgănești, Barcea, Umbrărești, bineînțeles, asta în primă etapă, aproximativ 15.000 de hectare și apoi etapa a doua, cu Dalbi, Valea Mărului și Matca, încă 13.000 și vreo 700 de hectare, în total 29.000 de hectare de teren, care să fie irigat, să se monteze pompe, stații de pompare a apei din lacul de la Movileni și să fie duse în zonele respective pentru a ajuta la irigații. Dar cred că asta nu rezolvă problema județului Galați. Cred că cel mai important lucru pe care ar trebui făcut și ar trebui făcut un proiect de țară pe ceea ce înseamnă sisteme de irigații. Pentru că nu facem altceva, și asta este adevăr, nu facem altceva decât să ne batem joc de apă. Deci, din punctul meu de vedere, dacă ar fi construite poldere de retenție pe Siret, toată apa care vine pe Siret de așa și se duce în Dunăre și apoi în mare, toată apa asta ar trebui reținută în niște poldere de retenție și folosită în sezonul cald, cum este acum, folosită pentru irigații și am rezolvat problema județului Galați. Să ai un județ înconjurat de trei cele mai mari râuri și fluviu și să nu ai un sistem de irigații pus la punct. Ai Prutul, avem Prutul, a căror ape se scurg în Dunăre și apoi în mare. Avem Siretul, a căror ape se scurg în Dunăre și apoi în mare. Iar noi tot timpul, de la un an la altul, vedem că avem tot mai puține precipitații. Iernele nu mai sunt așa cum erau odată și nu mai avem zăpezi și nu mai avem precipitații în timpul iernilor. Intrăm de la un an la altul cu deficit de apă în sol și uitați-vă ce se întâmplă. Dacă nu era de ajuns că săracii agricultori au fost loviți de ceea ce înseamnă creșterea prețurilor la inputuri, începând de la sămânță, îngrășăminte chimice și carburanți, și acum a venit și cealaltă palmă pe celălalt obraz și anume seceta. Iar sunt unii care nu mai au ce face pe tarlale întregi de sute de hectare pentru că porumbul este calamitat 100%. Și ar trebui plecând de la aceste probleme, ar trebui să ne orientăm mai mult
pe ceea ce înseamnă irigat și pe ceea ce înseamnă practic captarea apelor pe care noi le aruncăm. Uitați-vă cât de importantă este apa și dacă mă întrebați acum, poate o să spun un lucru care nu o să convină unora, dar ăsta este adevărul. Cred că cel mai important lichid va fi apa, nu benzina. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă la nivel mondial, toată lumea suferă din cauza apei, iar noi în loc să avem posibilitatea, avem ape și în loc să le protejăm, să le captăm, să ne folosim de apă, noi dăm drumul să curgă pe Dunăre și pe mare. Aceasta ar fi măsura cea mai urgentă, păi care ar fi necesară? Ar fi măsura cea mai urgentă. Mai sunt investițiile în sistemele de pompare a apelor, pentru că și astea, la rândul lor, unele dintre ele sunt vechi și momentul în care apare un astfel de fenomen, cum este seceta de anul ăsta, unde toată lumea vrea să irige, unde toată lumea folosește instalațiile la capacitate, vă dați seama că nu fac față stațiile de pompare și repompare pentru a asigura necesarul de apă de care au nevoie toți producătorii agricoli. Ați pomenit mai devreme anumite zone, anumite comune din județul nostru care vor beneficia în cadrul unui program? Vor beneficia, este un proiect la care a muncit o asociație de agricultori din zona Tecuciului, frunte cu domnul Tuchiluș, unul dintre cei mai cunoscuți agricultori din județul Galați și nu numai că este recunoscut la nivel național ca unul dintre cei mai profesioniști agricultori. Și uitați-vă că după ani de zile, după multe insistențe, proiectul respectiv a fost aprobat de către Ministerul Agriculturii, a trecut de Comisia Tehnică și sperăm noi ca în cel mai scurt timp, poate un an, doi de zile, să vadă și lumina, implementării. Dar asta rezolvă problema pentru 30.000 de hectare. Galațiu are peste 400.000 de hectare de teren arabil. Care sunt cele mai afectate zone? Tot județul. Deci tot județul este afectat. Indiferent că este pe Valea Prutului, că pe Siret, că vorbim de Priponești, că vorbim de, Gohor sau Poiana sau, Brăhășești sau Bălăbănești, Bălășești, Berești, Cavadinești, Oancea. Tot județul, inclusiv pe mijloc, Slobozia, Pechea, tot județul este calamitat. Au mai fost câteva precipitații, dar ele au fost restrânse și pe suprafețe foarte mici. Miercuri va fi o întâlnire la care se vor regăsi fermieri, parlamentari, instituții cu putere de decizie. Care credeți că va fi deznodământul unei asemenea întâlniri? Deznodământul va fi o întâlnire, va fi un semnal de alarmă pe care îl vor trage și vedem că din ce în ce mai mult trebuie să fie un proiect de țară. Din punctul meu de vedere, nu putem vorbi doar despre județul Galați, pentru că aceeași situație este și în județul Vaslui, aceeași situație este și în județul Brăila și în județul Vrancea, zonele limitrofe. Vedem că s-a schimbat, s-a modificat complet clima. Uitați-vă ce nenorocire a fost în județul Dolj, la Craiova, cu inundații, cu mașini luate de ape pe străzi. Adică trebuie să ne pregătim și de fenomene din astea extreme. Dar seceta se pare că este unul dintre fenomenele din ce în ce mai des întâlnite, în condițiile în care spun ceea ce am spus și la începutul emisiunii, deficitul de apă din sol pe timpul iernii este unul destul de mare. Haideți să rămânem în județ. Adică de la zăpezile alea de 2 metri, 1 metru și jumate, de la precipitații, de la zăpezi de 3 metri. Știți, mi-aduc aminte cât de supărați erau unii că rămâneau cu mașina înzăpezită. Dar oare acum nu sunt supărați că nu avem producție agricolă? Trecerea a fost foarte bruscă. Nu știu dacă oamenii au realizat că lucrurile nu sunt reversibile. Poate că toată lumea crede că ne vom întoarce oricând la iernile acelea grele. Din păcate, uitați-vă că avem, eu lucrând la Consiliu, am 10 ani de când lucrez la Consiliul Județean.
Și în 2012-2013 am prins ierni când stăteam în comandament, inclusiv de Crăciun, mă prindea Crăciunul, ajunul Crăciunului sau de Crăciun sau în ajunul Revelionului, plecam, am plecat, mi-aduc aminte, cred că în 2013 sau am plecat la Revelion de la comandament. Am ajuns acasă, am plecat la ora 10 noaptea din comandament. Adică unde n-ar da bunul Dumnezeu să ne reîntoarcem și să avem parte de iernile pe care le aveam în 2010, 11, 12, chiar și înainte, cu cantități foarte mari de zăpadă, de precipitații, pentru că lucrurile stăteau cu totul altfel. Uitați-vă că suntem, ne prăjim la soare, temperaturi de 38 de grade, de 40 de grade, 40 de grade la umbră. Adică este, clima s-a schimbat. Clima s-a schimbat. Și degradarea stării agriculturii nu se întâmplă de ieri, de astăzi. De ce ne frige atât de mult astăzi, totuși? Agricultorii nu au fost foarte vocali, nu au ieșit foarte des în stradă să-și ceară anumite drepturi și uitați-vă că oamenii au muncit și au văzut de treaba lor, au muncit. Dar trebuie să recunoaștem că diferența dintre agricultura din 1989 și ceea ce vedem acum este un salt uriaș, adică este o diferență de la cer la pământ dintre agricultura anului, chiar anului 96-2000 și ceea ce se întâmplă în 2022. Toată lumea s-a retehnologizat, au apărut plantații noi de vie, de pomi, livezi și tot așa mai departe. Tehnologie modernă pe ceea ce înseamnă cultura mare, vorbim de utilaje care în momentul de față lucrează 20 de hectare pe zi, ceea ce discutam înainte de 3 hectare pe zi, adică vorbim despre o diferență foarte, foarte mare între agricultura anului 2000 și agricultura anului 2022. Dar vorbim și de un celălalt revers, și anume vorbim despre precipitațiile și temperaturile din 2020, când aveam precipitații, aveam o climă destul de constantă, așa, aveam foarte rar temperaturi de peste 32 de grade, 33 de grade, aveam precipitații, era imposibil ca la 10 zile să nu avem măcar o ploaie, iar acum avem o lună de zile și nu avem o ploaie, ceea ce, sau nu plouă deloc, ceea ce este dezastros pentru oamenii ăștia. Și atunci, în plină criză economică, când inflația a atins niște cote uriașe, să ne așteptăm că va veni o infuzie de fonduri în zona agriculturii? Eu cred că va trebui să ne orientăm, pentru că agricultura este un domeniu care ne poate salva pe noi ca țară. Avem nevoie de agricultură pentru că, v-am spus, este unul dintre motoarele economiei românești și vedeți că toată lumea vorbește la nivel, adică în cele mai înalte foruri internaționale, despre o criză mondială alimentelor. Perfect, adevărat. Haideți să rămânem, cum spuneam mai devreme, în județ, dar să ne mutăm la Târgu Bujor, unde continuă investițiile Consiliului Județean. Da, investițiile continuă peste tot, și la Târgu Bujor, și la Tecuci, și la Valea Mărului, și peste tot, și la Brăhășești, și la Bălăbănești, și peste tot. Adică nu există loc ușor în care Consiliul Județean să nu-și facă simțită prezența, atât în ceea ce înseamnă sănătate, drumuri și alte școli și alte investiții și de dezvoltarea județului. Da, într-adevăr, la Târgu Bujor mă bucur că reușim să realizăm ceea ce ne-am propus. Avem o clădire nouă pentru ambulatorul de specialitate al spitalului din Târgu Bujor, o modernizare a secțiilor, a clădirii în care funcționează secția de chirurgie obstetrică și ginecologie cu sală de operație. Avem o construcție nouă pe fonduri transfrontaliere, unde construim o secție de pediatrie cu 25 de paturi, 4 pentru copii, 0-3 ani, de la 3 ani la 7 ani și tot așa de la 7 ani la 14 ani, cu tot felul de circuite, cu saloane pentru mame, adică exact așa cum prevăd normele europene și cum cere inclusiv ANMCS-ul, pentru ca spitalele să fie
acreditate. Zic eu că lucrurile au început să meargă și acolo și vom avea un spital, zic eu, care va corespunde tuturor normelor. În paralel, în momentul de față, se lucrează intens la ceea ce înseamnă parte de proiectare și pentru spitalul din Tecuș, pentru că este nevoie și de spitalul din Tecuci să fie adus și modernizat. Într-adevăr, din păcate, acolo nu s-au făcut foarte mulți ani de zile, nu s-a făcut nimic și o cam luăm de la zero acolo, dar în continuare am demarat procedurile pentru expertize, pentru studii de fezabilitate, să facem ceea ce trebuie, astfel încât și spitalul din Tecuci, zic eu, în câțiva ani de zile să fie modernizat, dotat cu aparatură și cu tot ceea ce înseamnă mobilier pentru un spital mare. Pentru că spitalul din Tecuci este un spital mare, 250-270 de paturi, 500 de angajați, deservește o populație de peste 100.000 de locuitori din regiunea Tecuci. Și de asta vă spun că mă bucur, iar la Târgu Bujor recunosc că dă un sentiment așa de bucurie că constructorii s-au apucat de treabă, muncesc și zic eu că în cel mai scurt timp, la anul, vom avea clădiri noi în care va funcționa spitalul din Târgu Bujor. Dacă ne uităm așa atent în zare, s-ar putea să întrezărim ceva din heliport. Da, am semnat săptămâna trecută, am semnat contractul de lucrări, s-a finalizat procedura de licitație, a fost desemnat o asociere de firme care vor construi heliportul de la Spitalul Județean, adică extinderea cu încă un etaj a parcării supraetajate, cu heliport deasupra, cu balizaj să se poată ateriza inclusiv pe timp de noapte, iar între heliport și UPU va fi o pasarelă suspendată, astfel încât pacientul va coborâ din elicopter, va fi dus pe targă prin acea pasarelă, acel tunel deasupra UPU-ului și cu liftul va coborâ exact în interiorul unității de primiri urgențe, astfel încât să nu se mai piardă timp, pentru că timpul, știm foarte bine, înseamnă viață. Lucru care mă bucură, într-adevăr, poate unii mai sunt cărcotași, doar că asta este legislația din România, trebuie să o respectăm. A fost licitat odată, nu s-a prezentat nimeni, apoi a mai fost licitat odată, acum s-a prezentat, a fost adjudecată și sperăm că au înțeles cei care au câștigat că vor avea o misiune foarte grea și presiunea pe umerii lor este una destul de mare, pentru că este un proiect foarte așteptat, în afară de faptul că avem nevoie de parcarea supraetajată pe care o extindem de la 300 de locuri la 450 de locuri și avem nevoie de parcare pentru personalul medical, dar și pentru aparținătorii care vin la Spitalul Județean. Dar cel mai important este acea pistă, acel heliport pe care va ateriza elicopterul smurt cu pacienții pe care vei aduce în stare gravă. Nu uitați despre Transregio, dacă avem. Acum, în momentul de față, suntem în plin proces de licitație. A fost lansată procedura. Este în validare la cei de la ANAP și apoi să vedem depunerea ofertelor, pentru că este un proiect îndrăzneț. V-am spus, este un proiect, zic eu, foarte important pentru regiune, pentru Galați, Brăila, Ialomița și Călăraș. El va putea să facă legătura între centura ocolitoare, centura mare a Galațiului, adică care va face legătura cu Vama Giurgiulești, Galați, Brăila, Ialomița, Călăraș, până la Chiciu și va face legătura cu Baco, care trece spre Bulgar. Va fi un, practic un inel în jurul Dunării și în zona asta. Este un proiect cu peste 150 de kilometri, încercăm să-l lățim la 4 benzi, acolo unde este în interiorul localităților să fie scos în afara localităților pentru a nu mai circula cu utilaje mari, cu camioane prin interiorul localităților și, bineînțeles, o pasarelă undeva pe la Slobozia, astfel încât să evităm circulația prin interiorul
orașului și să nu mai trebuiască să facem 3 ore sau 2 ore jumate până la Drajna, să ajungem mult mai repede și în siguranță, mai ales că el va face legătura și cu drumul expres spre Focșani, autostrada A7 și cu podul care va face legătura cu Dobrogea. Adică toate proiectele de care v-am spus că este Transregio, cel de care v-am spus până la Drajna, că este drumul DN25 până la Tudor Vladimirescu modernizat, că este prelungirea drumului expres până la centura mare a Galațiului. Toate sunt demarate proceduri de licitație, sunt fixate termene și urmează să avem depuneri de oferte pentru a desemna experții și proiectanții să facă aceste proiecte, astfel încât să putem să și demarăm procedurile de licitație pentru a desemna constructorii acestor lucrări. Și la concert, la sala nouă de spectacole, când mergem? La centru cultural, mă refer, bineînțeles. În mod normal ar trebui să mergem la spectacol la anul, ar trebui să mergem la sala de spectacole, să putem să ne bucurăm de un spectacol acolo. A fost și acolo am semnat contractul de lucrări cu constructorul, inclusiv am făcut lansarea proiectului cu partenerii noștri de la Hâncești. Ei au o moară cu aburi în satul Mereșeni, a fost și primărița de la Mereșeni. Urmează ca la anul să fie gata atât sala de spectacole de la Galați, cât și moara de aburi de la Mereșeni. Și zic eu că va fi o sală de spectacole superbă, pentru că va avea de peste câți ani o așteaptă Centrul Cultural? O așteaptă de foarte mult timp, pentru că acolo sunt 25 de specializări. Specializări însemnând, știu, discipline, pian, chitară, știu, saxofon, tobe, dansuri, tot așa mai departe. Copiii care la rândul lor, la sfârșitul anului, nu aveau unde să țină un spectacol, nu aveau unde să-și dea examenele, profesorii, și atunci trebuiau să împrumute o sală, să meargă să închirieze o sală. Acum vor avea propria lor sală, vor putea să dea spectacole, iar cel mai important este că de la Centrul Cultural, cu ajutorul profesorilor de acolo, niște oameni extraordinari, avem copii care au participat la emisiuni precum România au talent sau la alte festivaluri internaționale de unde au venit și cu premii. De aceea era atât de importantă și acea sală să fie gata, pentru că ea este începută de foarte mult timp, s-a făcut fundația, a fost adusă la cota zero și apoi, din lipsă de fonduri și alte probleme, nu a reușit să mai fie continuate, nu au mai fost continuate lucrările. Acum am identificat sursă de finanțare și zic eu că la anul va fi gata și vor fi susținute spectacole acolo. Consiliul Județean a știut întotdeauna să găsească soluții pentru zonele care sunt atinse de probleme reale. Iată că și pentru cultură s-au găsit soluții. Să sperăm, ca să legăm întreaga emisiune, că și pentru agricultură, primul nostru subiect de astăzi, se vor găsi soluții la nivel guvernamental pentru întreaga România. Soluție. Iar cu asta închei, vă rog să-mi permiteți să vă spun că orice obiect de valoare în timp se devalorizează. Investiția în cultură niciodată nu se va devaloriza. Este cea mai sigură investiție pe termen lung. O zicere foarte frumoasă. Vă mulțumesc, domnule președinte, și pentru că ați acceptat invitația noastră și pentru că i-ați lăsat acest cuvânt. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere!